George Mihăiță, cum că la un moment dat domnul Bănel Nicoliță ar fi venit și a zis felicitări domnule George Mihai, că nu și-a permis să vă zic că Mihăiță crezi că e un divorțat. E adevărată sau nu că vrea într-adevăr, să știe? Dar a venit la al doilea spectacol. Așa? Și i-a spus lui Valea Argăseală, care era și atunci președintele clubului Steaua Bre, când mai joacă Nea Mihai? Și m-a văzut și la al doilea spectacol. Și la al treilea a întrebat când mai joacă. Hai mă, mergeți la teatru. Și eu nu jucam. Și i-a spus lui Vali la sfârșit: bre, dar titularii nu joacă. Și după... Și vreau să spun ceva. După al patrulea spectacol în care m-a văzut, m-a sunat Bănel: Nea Mihai, da mă Bănele, m-a dat pe teatru, ești Ronaldinho. Excelent. Cât de tare!